În cartea pe care noi o numim Descoperirea lui Isus, Apostolul Ioan vede un grup de credincioși din ultima generație care se pregătesc de revenirea lui Hristos și el descrie experiența lor și un lucru elementar și esențial spune despre ei. Aceștia cântau o cântare nouă. Eu cred că noi trăim exact această perioadă când acest grup de oameni se formează în jurul neprihănirii lui Hristos, oameni care învață o cântare nouă legată de. Solia Prihanirii lui Hristos și noi urmărim, și ne place să constatăm că în cartea lui Ioan vede precis un detaliu, afară de acesta că ei cântau o cântare nouă, și anume că ei proveneau din orice seminție, neam, limbă și popor. Deoarece cred că toți cei care și-au ancorat credința dincolo de Perdea vor face parte din acest grup special îți spun și ție bun venit în jurul neprihănirii lui Hristos Marinaine și m-aș bucura foarte mult să vedem și să înțelegem, pentru că trăim acest moment al formării Miresei, de unde provin acești oameni, cine sunt, ce experiență au avut, care este temelia de unde au plecat în înțelegerea acestor lucruri speciale care și îi transformă într-un grup special. Și m-aș bucura să ne spui la început de unde vii tu de acolo, de la rădăcini și cum ai aflat uh, mesajul Advent. Da. Eu vin din Moldova, din Basarabia. Sunt crescută într-o familie numeroasă. Suntem șapte frați și două surori. Și pe parcursul anilor, a fost nevoie de multă trudă, de multă muncă, părinții să ne educe, să ne crească și să fim buni oameni în societate. Și mi-amintesc munca depusă la părinți ca să creștem sănătoși în toate domeniile, și era nevoie des să mergem să aducem apă. Nu aveam apă potabilă în curtea noastră și era nevoie să mergem la 300 de metri să aducem apă. Eu aveam 11-12 ani când într-o seară târzie am fost nevoită să merg să aduc apă. Eu mică, josuță, cu două găleți de 10 litri, am mers să aduc apă, era nevoie la ora aia. Frații mici, era nevoie. Și întorcându-mă cu gălețele, cu apă grele, mă opream foarte des. Era luna plină pe cer. Și m-am uitat așa în sus și am spus, Doamne, de ce viața asta e așa de grea? De ce este nevoie de atâta muncă? De ce sunt atâtea necazuri pe pământul ăsta? Întrebam pe Dumnezeu: Doamne, aș vrea să trăiesc mai mult, să știu și eu ce se, ce se va întâmpla pe pământ. Dar ce o să fie după mine? Și am primit așa un răspuns în inima mea: Va trece un timp și vei înțelege multe lucruri. Mi-a rămas în inimă, n-am spus la nimeni până astăzi. Dar urmăream pe parcursul timpului anilor ce voi înțelege eu mai mult din viața aceasta. Aveam 11-12 ani, da? Anii au trecut și mi-am format familia mea, am uh, un copilaș, un fiu, care astăzi are 35 de ani și lucram într-un orășel în Moldova. În echipa mea erau doi muncitori adventiști de ziua șaptea mm -hmm. și de fiecare dată când mergeam la ei să verific munca care o fac, îmi vorbeau de dragostea lui Hristos, îmi vorbeau de Dumnezeu. Eu nu știam nimic. M-au întrebat dacă am Biblie. Nu aveam Biblie. Și mi-au dat un nou testament. Mi-au vorbit de dragostea lui Hristos. Și am început să înțeleg câte ceva. A aflat soțul. Și a fost foarte agresiv cu mine. A fost foarte violent. Mi-a ars în nou testament. La ora două, patru de dimineață, mă scotea forțat afară, cu picioarele goale pe zapadă, 15-20 de grade de frig. M-a forțat să scriu în instanță o cerere, să pun pe acea hârtie dorința care Dumnezeu din cei doi eu îi aleg. Pe el sau pe Dumnezeul cerului și al pământului. Și nu am ezitat. Pe parcurs, am spus, fii ce o fi. Vorbeam cu colegii de muncă, vorbeam cu muncitorii mei, vorbeam cu prietenii de dragostea lui Hristos, de planul mântuirii, de Biserica Adventistă de ziua șaptea, că este o biserică cu o doctrină, cu unanimitate. Nu este diversitate în doctrină, în Evanghelie. Lecțiile școlii de sabat le avem pe tot pământul, aceleași lecții. Și eram mulțumită și le vorbeam deschis că, uitați-vă, mă găsesc în biserica adevărată a lui Dumnezeu. Și așa era. Pe parcurs, nu mai era insuportabil, nu, nu mai puteam să să trăiesc așa viață. Și am fost nevoită să divorțez când avea copilașul meu șapte ani. După aia am lucrat câțiva ani în Moldova, am învățat în Institutul Teologic Adventist fără frecvență, cu părere de rău ultimul an am fost nevoită să plec peste hotare ca să mă întrețin familia și am plecat. Am plecat în Moscova, am lucrat acolo patru ani de zile. Și patru ani de zile din 1994 am frecventat o comunitate din Moscova. Și am observat acolo diversitate chiar la lecție școlii de sabat, gândirii diferite. Și îmi puneam întrebare, ce se întâmplă? Eu așa am învățat la teologie, eu așa am învățat toți ani, în fiecare an, 53 de săptămâni, imaginați-vă, în fiecare săptămână, câte trei servicii divine. După aia am plecat în Leningrad, Peterburg, cum se spune. Și am frecventat și acolo o comunitate doi ani de zile. Și am observat și acolo diversitate, dar nu mi-am pus la inimă. Le-am păstrat așa în inima mea, n-aveam pe cine să întreb și am mers înainte. După ce am lucrat în Moscova, în Leningrad, în 1999, la sfârșitul anului, am venit în România și mă ocupam cu pașapoartele, să fac pașapoartele românești, fraților, rudilor, prietenilor și am frecventat biserica din București, biserica comunitatea Popatatu, doi ani de zile. N-am observat acolo nicio diversitate și nici nu căutam, dar acolo la sora unde eu locuiam era și este o soră evlavioasă, o soră credincioasă care ajută pe toți în nevoie. Și i-am propus așa, sorei, soră dragă, hai să formăm aici o oră de rugăciune cu surorile noastre din vecinătate și să ne bucurăm de părtășia în Domnul Iisus Hristos, să cântăm, să ne rugăm. Și așa a fost, ne-am adunat mult timp. Dar într-o seară a venit o soră din grupul nostru cu fiul ei, cu familia fiului ei. Și după ora de rugăciune, fratele a început, încet, încet a pregătit terenul și a spus că voi credeți în Trinitate, credeți în Divinitatea Duhului Sfânt, credeți că El este o persoană. Și la mine minte s-a întors repede înapoi. Diversitatea din Moscova, diversitatea din Leningrad. Acum, frații noștri advetiști din România, care e aceeași cultură, aceeași înțelegere doctrinară, aceeași evanghelie, fratele spune dacă... Și a dat de înțeles că nu, nu este Duhul Sfânt persoană. Bun, asta a fost experiența ta în Biserica Adventistă. Cum a intrat în contact cu Solia 1888? Asta m-ar interesa în mod special. Frații mei, cei mai mici din familia noastră, frații mei de sânge, doi frați de gemeni, au primit solia, au îmbrățișat solia, au iubit și iubesc solia 1888 și în 2000, când era nevoie neapărat să adun toate 25 de persoane să le aduc din Moldova în România, să-și pună semnătura, să-și ia uh, cartea de identitate provizoriu, uh, în unde eram în uh, autocar, frații mei vorbea despre solie. Eu atât am auzit, mai mult n-am auzit, dar nici n-am avut timp să să mă opresc să discut pe tema aceasta, pentru că eram ocupată cu actele, erau foarte, foarte mult de muncă, erau 25 de persoane uh -huh. și așa mai departe. După aia, eu am plecat în Israel. Frații mei au rămas în Moldova și eu am plecat în Israel. În Israel am lucrat 2 ani și jumătate. Uh, nu ne-ai spus ce ai auzit de la frații tăi de corp? <laughs> atât, atât am auzit că vorbeau despre Solia. 1888. Atât a trecut pe la urechile mele și a rămas acolo. După aia eu am plecat în Israel. Eram nevoită să plec să muncesc în Israel. Am muncit doi ani și jumătate și am văzut și acolo diversitate. Dar nu m am oprit la aceasta, nu m am oprit la problema aceasta. M-am întors înapoi în România, că era nevoie să mai fac câteva, să ajut pe cineva să-și facă pașaportul românesc și am mai frecventat, am mai fost în biserica din București, din militari, un an de zile. Și acolo mergeam la grupul școlii de sabat, unde era prezbiterul bisericii. Era un prezbiter bine studiat, Vorbea pe înțelesul tuturor, uh -huh. și la lecția școlii de Sabat vorbea detalii, ceea ce îmi plăcea mie, îmi plac detaliile de Sfânta scriptură, uh -huh. și acolo m-am oprit. Și într-un Sabat a venit un oaspete, eu n-am observat din ce, nu știam, frații pe, pe toți, și a fost. Uh, Tema școlii de sabat, caracterul lui Dumnezeu. Și fratele cu zel entuziasmat a spus că după o mie de ani, Domnul Dumnezeu va coborî foc din cer și vor fi nimiciți toți cei care nu au primit cele trei soli îngerești. Fratele, oaspetele a spus, frate, Dumnezeu nu pedepsește. Dumnezeu nu este ucigaș. Dumnezeu este restauratorul. Nu este nimicitorul. Și fratele în răspără, îi răspunde ce, ce știi tu? Deschide Biblia. Ia o de la A la Z și ai să vezi câte războaie, nenorociri, Marea Roșii, Potopul, nimicirea. Eu am rămas sămânța a căzut în inima mea. Da, a căzut într-un pământ stâncos. <laughs> eram prea ocupată de grijile acestei lumi. A rămas în inima mea și am plecat în 2005, la începutul anului, în biserica din Verona, din Italia. Am plecat acolo la muncă. Și frații mei, când eram eu în Israel, ei au mers în Italia și s-au aranjat la lucru. Și acești doi frați cu Solia, și alt frate, al treilea, și sora, și a mai venit ceilalți frați. Și când eu eram în Italia, frații mei cu solia au spus, Marina, uite dăm niște cărți. Ia și citește cărțile și fă cunoștință cu solia 1888. Zic, da, eu am auzit când voi ați vorbit în autobus, în autocar de solie, dar a trecut pe lângă urechile mele, dar acum aș vrea să cunosc și mi-a dat cărți. Dar în legătură că munca care o aveam era foarte grea. Și știți cum suntem noi învățați în Biserica Adventistă, în poporul Dumnezeu, care este obiectul grijii și dragostei lui Dumnezeu. Să studiem, să citim Biblia la rând. Spiritul profetic să fim la ordinea zilei. Lecția școlii de sabăt. Instructori în cor, bab, predică Pregătește-te cu predică, ba meditații vineri seara, ba ora, ora de rugăciune sâmbătă dimineața. Și eram mereu ocupată. Dar pe parcursul timpului am văzut că eu nici nu prea aveam interes. Acum am observat eu, nu necredința, dar indiferența mea de Solia 188, 1888, ani au trecut. Și în 2014 frații mei mi-au trimis pe Skype materiale video din grupul GSM. Îmi dăduse cărți mărturii pentru predicatori. Solie 1888, o introducere și multe alte cărți. Le-am răsfoit, am citit, dar am rămas așa. Sămânța încă nu a încolțit în inima mea. Când am început mai serios să văd materialele video. Am rămas șocată. Am rămas șocată ce spunea profetul lui Dumnezeu, portvocea lui Dumnezeu, mesagerul lui Dumnezeu. Auzeam pasajele ei. Păcat înseamnă despărțit de Dumnezeu. Eu n-am învățat așa în biserică. Scopul etern al lui Dumnezeu din veacuri veșnice a fost să locuiască în fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Eu citisem Hristos Lumina Lumii, dar nu m-am oprit la pasajul din 161 să-l dispic, să-l înțeleg mai bine. Omenescul unit cu Divinul nu comite păcat. Domnul Iisus Hristos este fratele meu mai mare. Domnul Iisus Hristos a spus când răzniți eu am biruit lumea. Cel ce va birui, va sta cu mine pe scaunul meu de domnii, după cum și eu am biruit. Și eu îmi puneam întrebarea, dar cum ai biruit tu? Tu ești Dumnezeu, tu n-ai nevoie să birui. Toate merg de la sine. Eu am biruit și am stat pe scaunul tatălui meu de domnii și dacă veți birui, veți sta și voi cu mine pe scaunul meu de domnii. N-am înțeles. Domnul Iisus Hristos spunea în Evanghelie, eu nu fac nimic de la mine. Tatăl care locuiește mine, el face aceste lucrări ale lui. Și multe, multe pasaje a lui Elen White am rămas, am rămas șocată și a început serios să studiez. Am început serios să urmăresc material de video. Și într-o seară m-a sunat o soră. O soră din comunitatea noastră care ei cu familia au venit mai târziu decât mine și nu știam prea bine. Și m-a sunat în seara aia și a spus, vrem să venim la voi în vizită. Și eu am spus, da, cu mare plăcere. După ce am pus receptorul, mi-a apărut întrebarea minte. Cu ce ocazie vin frații? Că nu, nu, nu ne știm așa bine. Au venit, ne-am bucurat împreună. Dar când au intrat ei pe ușă, noi încă urmăream un material din grupul GSM și n-am închis internetul, dar am pus pauză. Și pe ecran a rămas ce a rămas. Și fratele a spus așa cuvinte: Fraților, e bine să rămânem la Spiritul Profetic și la Biblie. Și a spus, bine, la spiritul profetic și la Biblie. Tocmai asta eu doream să aflu. Spiritul profetic și Biblia. Că erau pasaje care eu nu le-am cunoscut, care nu le-am citit. Și am citit și eu mărturiile, cele nouă mărturii, și am citit cele opt cărți, Hristos Lumina Lumii și celelalte care le știm cu Și n-am citit așa pasaje. Și din seara aia s-au început problemele. A trecut timpul, eu mă adânceam în studiu, priveam împreună materiale, citeam împreună articole, dar fiecare înțelegea ce înțelegea. Până mi-a spus soțul: Știi ce ar fi bine să, să te oprești aici? Tu și la lecția școlii de sabat eram instructor. Tu și la lecția școlii de sabat, tu vorbești în limbajul soliei. Și atunci mi-am pus întrebarea. Se repetă istoria vieții mele? Am fost 30 de ani în întuneric, de plin, așa cum spune, viziunea tronurilor? Am aflat că asta este biserica lui Dumnezeu? Sunt atâția ani membru în această biserică? Vreau să cunosc mai mult despre planul lui Dumnezeu și unica soluție a lui Dumnezeu și nu-mi dau voie. Și a trecut, a mai trecut timpul. Eu am studiat și în 2016, când am văzut și am înțeles mai multe lucruri, am spus să rămân fără acoperiș, să rămân fără familie, să rămân fără haine și -o fele de pâine, eu de aici nu mă mișc cu un centimetru. Am înțeles Solie 1888, aici rămân și așa să mă ajute Dumnezeu, indiferent de consecințele care mă așteaptă. Nu e prima dată, Dumnezeu cu mine și îmi va da putere. Acum, înțelegând uh, lucrurile noi pe care le aduce Solia asta, cred că ai fost conștientă că vor fi reacții în jurul tău dacă tu accepti și începi să vorbești despre aceste lucruri, nu? Eu am înțeles studiind Solia 1888 că vor fi reacții, dar frații mei care studiau și iubeau Solia și iubesc Solia, ei m-au avertizat și mi-au spus, Marina, în foarte scurt timp vei fi exclusă din biserică. Și m-am gândit ce o să fac. O să merg înainte. Dacă este lucrarea lui Dumnezeu și dacă este solia lui Dumnezeu, solie de salvare, și eu sunt sinceră și dornică să cunosc, Dumnezeu mă va ajuta. Sunt curios cum a reacționat comunitatea unde erai tu membru acolo, în Italia, pentru că, în general, românii din diaspora. Sâmbăta la adunare găsesc comuniune și frăție cu cei de aceeași limbă, cu cei de aceeași educație și cultură și ei, oamenii se așteaptă că acolo să primească prietenie, înțelegere, alinare, se simt bine în familie, într-o țară străină, cu o limbă străină și cu o cultură străină. Care a fost reacția comunității tale când a aflat despre faptul că tu ai înțeles și ai apreciat și ai primit Solia 1888? Da, așa este, frățietatea și dragostea frățească este când ne întâlnim mai mult în sabat, când stăm toți împreună la masa spirituală, după aia la masa fizică și așa mai departe. Când locuiam acolo în Verona, am rugat pe sororile care suntem vecini acolo, locuim în, în vecinătate, să facem o oră de rugăciune. Și era... Ne adunam deja de mult timp în fiecare uh, săptămână, o dată pe săptămână. Uh -huh. Și când eu am înțeles mai mult din le am spus la ora de rugăciune: "Fraților, uitați-vă ce a și voi, uitați-vă ce spune Elena White, uitați-vă ce spune Biblia. E foarte important și spune adevăr, sunt pasaje care noi nu le știm, nu le cunoaștem, de la amvon pastorii nu le predică și așa mai departe. Și n primit n-au primit bine după aia, peste două săptămâni, a fost o lecție școlii de sabat și directorul școlii a spus, haideți să facem școala de sabat de la Anvon pentru că suntem ocupați, avem o sărbătoare și era și pastorul în sală. La Anvon, fratele care conducea lecția școlii de sabat a pus întrebarea despre caracterul lui Dumnezeu și mi-a dat ocazia și și am avut această ocazie să spun cum înțeleg eu. Mm. Pentru că era legat cu doi tesalo tesalonicieni Apostol Pavel ce a scris în capitolul 2, versetul 3 la 4 despre caracterul lui Dumnezeu și despre satana că va fi de, se va deghiza în Hristos și se va așeza pe tronul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și eu m-am predicat și am răspuns... A spus, fraților, noi ne închinăm lui Bal, deghizat în Hristos și noi nu știm. Pentru că Apocalipsa 3 spune că tu nu știi. Și s-a terminat lecția școlii de sabat. Seara, după Asfințitul Soarelui, au făcut ședință de comitet. La două săptămâni am fost chemată în comitet. Am fost întrebată. Le-am explicat ce știam eu atunci. Știam foarte puține, mm -hmm. foarte puțin, dar din ce știam, m-am hotărât să merg înainte. Au mai trecut alte două săptămâni, m-au chemat și pe mine la comitet, și pe soțul, separat mi-au întrebat, m-a întrebat pe mine, eu am rămas tare pe temelia care am înțeles din solie în 1888, și după ce s-a terminat ședința comitetului, fratele prezbiter a vorbit și i-a spus soțul meu că sabatul viitor, următorul sabat, eu voi fi exclusă. Și soțul a spus, în clipa când va fi uh, exclusă soția mea, îndepun cererea de retragere a membriei mele. Și așa a fost. Când a fost adunarea administrativă după o săptămână, fratele pastor a făcut o introducere și a spus fraților, sora Marina are altă credință, are alt crez, ea crede în ziua ispășirii, crede într-o generație fără păcat, crede că caracterul lui Dumnezeu el nu pedepsește, nu-i violent și mi-a pus întrebarea, soră, așa -i? Eu m-am ridicat și am spus, frate pastor, dacă ai predicat de astăzi înainte în modul ăsta despre dragostea lui Hristos, toată comunitatea se trezește și vine și înțelege să o 1888. Am mai pus câteva întrebări și am fost exclus. În general, amenințarea cu excluderea produce tensiune și teamă în sufletele oamenilor. Cei mai mulți din poporul acesta, eu am trecut pe aici, fac orice se poate să evite o pedepsă a bisericii, pentru că speranțele lor sunt legate de ceea ce predică pastorul, ceea ce practică comunitatea respectivă și viața socială este legată într-un fel de ce se întâmplă acolo la adunare. Nu te-au speriat consecințele acestui gest radical al comunității de a accepta excluderea ta? a fost dureros și a fost trist. Am rămas singură printre ai săi. Nu mă înțelegea nimeni. Și m-am gândit, orice ar fi, rămân la Solia 1888 și mesajul foarte important trimis prin poștașii lui Dumnezeu, rămân aici am văzut reacția fraților nu mă mai priveau așa cum era în trecut 14 ani am stat cu ei la o masă 14 ani ne-am bucurat toți împreună la sărbători la servicii divine ieșit în aer liber și așa mai departe. Pentru mine era o bucurie să merg la adunare. Este biserica lui Dumnezeu și sunt frații și surorile mele și le, le spuneam, le-am dat la toată comunitatea, am scris uh, viziunea celor două tronuri, am scris uh, viziunea trenului, de mare viteză, trenul urgiei. Le-am scris toate 29 de întrebări care i-au fost puse lui Elen White în timpul 1888 și după, și cum a răspuns Dumnezeu, pasajul lui Elen White, cum a răspuns lui Dumnezeu la uh, întrebările fraților de pe timpul acela. N-au avut materialele acestea numai cei care n-au dorit. Au fost indiferenți. Uh, Eram singură, era foarte dureros, dar mergeam la adunare și am spus, Doamne, dă putere, că eu știu cine sunt în spatele fraților mei. La comitet, când am fost chemată, au spus, dar ce ai predicat tu până acum? Te contrazici singură pe tine? Zic, nu mă contrazic, din potrivă înțeleg mai multe lucruri, cei ce spune Elen White și cei ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, și toată scriptura. Le-am spus fraților că o să merg în America, în Chicago, acolo unde e fiul, la sediul arhivelor și o să aduc original, copia originalului lui Ellen White, care a scris viziunea tronurilor în 1845, când avea 17-18 ani, și o să aduc originalul ca să vedeți, fraților, că asta vorbește port vocea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să credem lucrurile astea. Și când m-am întors din America, nu m-a întrebat nimeni nimic. Nu au fost nimeni cu interesați să afle. Un an întreg, 53 de săptămâni, toate predicile au fost făcute pentru mine. Și nu te-au convins să renunți? Nu m-au convins. Din potrivă, m-am întărit în dragostea lui Hristos. Și cum am spus, mai repet, nu mă interesează consecințele, ce mă așteaptă. Domnul Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos a spus, nu vă așteaptă drumuri cu trandafiri, din potrivă, numai spinii de pe creanga trandafirului. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Da, mă bucur pentru curajul și tăria ta. Alții au mers pe acest drum. Alții înaintea noastră au suportat greul ca noi să avem astăzi în mână aceste extraordinare mărgăritare ale neprihănirii lui Hristos așezate în contextul timpului nostru. Că asta este foarte important. Domnul le-a oferit lor atunci lumină, dar nu era așezată în contextul vremii tocmai din cauza refuzului și împotrivirii propriului popor. Pavel, săracul, a înțeles neprihănirea lui Hristos, a vrut să vorbească, n-a avut cu cine. A lăsat-o acolo pentru noi. Și noi ne bucurăm astăzi și construim pe aceste temelii străbune uh, vechile cărări ale uh, căi consacrate către săvârșirea creștină. Aș vrea să te întreb acum uh, care crezi că sunt punctele importante sau lucrurile principale sau cele care te-au atras pe tine mai mult în această solie, ce crezi că este valoros și important să dea această tărie de caracter, această dispoziție de a suferi împreună cu Hristos și să te așeze practic și în cel mai concret mod împotriva tuturor celor care te-au cunoscut, te-au iubit, te-au apreciat, care crezi că sunt punctele importante ale acestei solii și uh, cele care folosesc astăzi miresei lui Hristos. Eu când am citit experiență și viziuni în trecut, ultima propoziție din uh, capitolul până vor, vor, trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit, acolo este scris că satana îi ține în amăgire și îi trage prin amăgire, înapoi pe poporul lui Dumnezeu. Și eu, fiind în Biserica lui Hristos, fiind în Biserica Adventistă, am înțeles așa, așa am fost învățată. Că am primit darul Duhului Sfânt, ale fie pentru ochi, eu am Duhul Sfânt. Că am primit haina neprihănirii. Eu nu mai am nevoie de ea. Că am primit aur curățit prin foc credința Domnului Iisus Hristos. Și când am citit o experiență viziuni, și viziuni și nu odată, am rămas liniștită. Pentru că dacă le am aceste trei daruri, eu sunt asigurată, sunt mântuită. Da, păcătuiesc în fiecare zi, greșesc. Astăzi am descoperit un păcat, mă lupt cu El, peste două săptămâni am descoperit altul, mă lupt cu el, dar eu sunt asigurată, sunt mântuită. Și când am citit viziunea celor două tronuri și trenul urgiei, am înțeles cu totul alte lucruri. Am văzut cum unul după altul se întorceau înapoi. Elen White spune că a văzut un grup mic de credincioși care mergeau pe o cărare îngustă. Și îngerul însoțitor i-a spus: Aceștia sunt cei care au acceptat solia îngerului al treilea, care îi sigilează în grânarul ceresc. Elen White a spus că solia îngerului al treilea este solia lui Wagner și Jones, a fraților Wagner și Jones. Înseamnă că este solia 1888. Și mai departe eu am înțeles în viziune că spune că numai cei care vor accepta solia îngerului al treilea și anume că foarte prețioasă solie trimisă pe frații Wagner și Jones vor crede că este solia îngerului al treilea, numai aceia nu vor fi amăgiți de satana să-i urce în trenul urgiei. Și am făcut legătura și am spus Vreau să merg la fetița mea din Chicago, din America, și la fiul meu. Fetița mea e soția fiului meu, copilul nou-născut. Am mers la ei, ne-am bucurat împreună, am văzut, urmărit multe materiale, video, și fiul meu căuta pasajele lui Elian White în original mi le traducea din engleză, ca să vedem, să verificăm dacă grupul GSM au redat pasajele astea corect cum au fost redate de Ellen White. Am rămas mulțumiți, am mers și la arhivă, am adus fotocopia fraților și, cum v-am spus, nu a fost cointeresat nimeni, dar eu știam foarte puține când am fost uh, exclusă din biserică. Știam uh, viziunea tronului lor, am studiat și viziunea trenulurgiei. Vroiam să cunosc mai mult. Am citit uh, sute de articole, zeci de cărți. În acele trei luni, zi și noapte, am studiat să văd unde mă găsesc și care este platforma mea și dacă vorbesc mai departe. Și m-am convins că aici trebuie să rămân. Asta e dragostea, asta e soluția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus în Sfânta Scriptură, cei 144 de mii, ultima generație, va fi o zi a ispășirii, cum a fost în Israelul din trecut și va fi o curățire a păcatului. Și aici rămân și vreau cât voi mai avea duh în corpul meu, nu mă va opri nimeni și nimic. Vreau să rămân ancorată în Sfânta Sfintelor, în credința în Sfânta Sfintelor. Domnul Iisus Hristos a spus că mă duc la Tatăl să primesc împărăția și mă întorc de la nuntă să vă iau cu mine. Și aștept pe Domnul Iisus Hristos să întoarcă de la nuntă să, să, și va fi o zi a pocăinței, ziua ispășirii, o zi colectiv a unde vreau să fac parte și eu, și familia mea, și toți frații din comunitatea din Verona, pentru că îi iubesc și respect și mă rog în continuare pentru ei. Nu sunt supărată pe nimeni, știu cine a fost în spatele lor și Apostolul Pavel, în Sfânta Scriptură, a spus că noi nu avem de luptat cu sângele, noi avem de luptat cu stăpânirile acestei lumi care este Balaurul, satana, așa cum a scris și Ioan în Evanghelia sa. Ai spus că ești pregătită și aștepți nunta Mirului cu generația în viață și întoarcerea Domnului Hristos de la nuntă, adică de la unirea omenescului cu Divinul pentru cei morți în Hristos, ca să tracă la generația în viață. Să spunem că nu se va întâmpla în timpul vieții noastre. Vei fi dezamăgită? Nu. Nu, niciodată nu voi fi dezamăgit. Dumnezeu își va face lucrarea cu mine sau cu alții sau cu noi. Și dacă noi nu vom vorbi, petrele vor vorbi. Dacă va fi în viața mea, e bine. Dacă nu va fi în viața mea, nu e rău deloc, e foarte bine. Dumnezeu are poporul lui sincer și așteaptă milenii și sute de ani ca să se formeze mireasa lui Hristos care este scris în Apocalipsa capitolul 19. Nu e nicio problemă dacă eu nu voi fi în împărăția lui Dumnezeu. Știu, toți dorim aceasta, dar dacă va fi să nu fiu, eu am înțeles și am învățat cântarea lui Moise care a spus că mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții. și am învățat cântarea Melușelului, Doamne, cu bucurie vin să fac voia ta! Și poruncile tale, legea ta, este în fundul inimii mele. Asta este important. Dumnezeu are de făcut o lucrare prin noi, prin ultima generație, și dacă nu voi fi eu ultima generație, nu-i chiar nicio problemă. Dumnezeu își va face această lucrare și dorește să o facă cât mai repede, pentru că. Milioane de oameni mor în păcat. Și dacă noi suntem părinți și avem copii și ne iubim copiii noștri, cu cât mai mult Dumnezeu, Tatăl, își iubește copiii și vede și suferă când vede poporul și copiii lui că se pierd în lumea aceasta întunecată. Nu-i nicio problemă. Vreau să rămân ancorat în credința din Sfânta sfântilor, vreau să rămân și să fiu ambasadorul lui Dumnezeu și martorul credincios. Că Dumnezeu această lucrare o va face prin oameni, prin noi, cei care vom înțelege până și vom rămâne credincioși până la urmă, pentru că poate Dumnezeu să facă lucrarea mea și până la urmă să nu fii mântuită? Depinde tot de mine și de fiecare persoană în parte. Așa că rămânem aici, orice se va întâmpla. În fiecare generație când Dumnezeu a trimis lumină, câțiva oameni din popor au primit-o cu bucurie, iar toți ceilalți s-au ridicat împotriva lor. A fost în timpul Domnului Hristos această situație: când a venit la Isai și Isai nu l-au primit, a fost această situație în timpul Reformațiunii, apoi s-a repetat în 1844 și iată că se repetă în timpul nostru. Niciodată, cei care au primit adevărul și și-au sacrificat viața să-l comunice generației lor, și în alte vremuri și-au pus viața în pericol, da. nu doar reputația și bunul nume, da. ci chiar viața și-au pus-o în pericol niciodată nu au avut resentimente sau uh, o atitudine uh, răuvoitoare față de cei care au respins lumina. Uh, sunt curios la tine ce se întâmplă. Uh, ești supărată pe frații care te-au exclus din biserică sau pe cei care refuză solia aceasta? Uh, nu treci un simțământ de amărăciune împotriva lor? Nu am simțit uh, amărăciune împotriva lor. Am fost uh, tristă. M-a durut inima. Aveam zel, dar fără pricepere. Am trimis mai multe materiale, am trimis predici, dar după un timp am înțeles că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și eu trebuie să simt chemarea lui și să fac lucrarea când sunt chemată de el. Acum nu, nu sunt supărată pe nimeni. Pur și simplu am tristețe în sufletul meu V-am spus că suntem o familie numeroasă. Am rude, am frați, am prieteni, am colegi de, de muncă și, și multe, multe persoane care vreau, dar fiecare eu cred că vrem ca toată planeta să fie salvată, că toți suntem frați și surori și toți suntem copiii lui Dumnezeu. Nu. Cei care m-au exclus, eu am spus și repet, eu știu cine au fost în spatele lor. Eu știu că ei n-au știut ce lucrare fac. Eu îi iubesc și mă rog pentru ei, și sfrați și surorile mele. 14 ani am stat toți la o masă și ne-am bucurat. nu nimic. Mergem înainte. Mulțumesc frumos, Marina Ene, pentru curajul tău de a înfrunta uh, opinia populară legată de această nouă descoperire a Domnului pentru generația noastră, care chiar aduce marea controversă la finalul ei glorios. Și ne bucurăm să fim împreună în această ultimă și mare bătălie. Îți mulțumesc de asemenea pentru curajul de a veni și a spune public experiența ta, dureroasă, dar în același timp glorioasă. Pentru că de la întuneric la lumină este un drum pe care nu îl vom putea parcurge decât strânși puternic de mâna unui Dumnezeu care a trecut prin Valea Umbrei Morții și a suferit disprețul poporului său personal, atunci când a venit să le spună că împărăția s-a apropiat de voi. Mulțumesc mult și Domnul să-ți dea tărie și putere și încredere să păstreze această credință ancorată dincolo de perdea până la ultima clipă pe care o avem de trăit pe această planetă. Așa să ne ajute Dumnezeu.